Numele meu este Luminița Bobe și sunt profesor de chimie la școala gimnazială Mihai Viteazul din Târgoviști. În cadrul lecției de astăzi vom vorbi despre reacții chimice și ecuații chimice. Multe din transformările pe care le observăm în natură sunt produse de reacțiile chimice. Schimbarea culorilor frunzelor, pâina care dospește, formarea solului, sunt doar câteva din enumeratele reacții care au loc în permanență în jurul nostru. În cadrul temei de astăzi, Vom aborda următoarele noțiuni. Ecuația reacției chimice, legea conservării masei, legea conservării numărului de atomi, stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice. Să ne reamintim. Fenomenul chimic prin care una sau mai multe substanțe se transformă în alte substanțe cu compoziție și proprietăți noi se numește reacție chimică. Exemple de reacții chimice sunt ruginirea fierului, arderea gazului metan. Reactanții sunt acele substanțe care se transformă, iar produsii de reacție sunt substanțele care rezultă din reacția chimică. Vom învăța astăzi cum se scrie o ecuație a reacției chimice și o să plecăm de la transformarea pe care o suferă hidrogenul în reacție cu clor. Hidrogenul și clorul se combină și formează acidul clorhidric. Și astfel avem această ecuație verbală cu simbolurile elementelor și substanțelor chimice. În loc de hidrogen, putem să scriem formula acestuia, hidrogen 2. În locul clorului vom scrie formula chimică, iar în locul acidului clorhidric, de asemenea, formula chimică acestuia. Obținem astfel o ecuație chimică. Hai să trecem mai departe și să vedem ce se întâmplă la nivelul molecular. Avem doi atomi de hidrogen care formează o moleculă. Ei se combină cu o moleculă de clor formată din doi atomi, iar împreună vor forma acidul clorhidric. Observăm că dacă în reacție au intrat doi atomi de hidrogen, nu regăsim un produs și de reacție decât unul dintre ei. Asta înseamnă că din această reacție se formează nu o singură moleculă de acid clorhidric, ci două molecule de acid clorhidric. Obținem astfel o ecuație a reacției chimice și avem că o moleculă de hidrogen reacționează cu o moleculă de clor și formează două molecule de acid clorhidric. Notarea convențională a unei reacții chimice cu ajutorul simbolurilor și formulelor chimice reprezintă ecuația reacției chimice. Cifrele scrise în fața formulelor chimice în scopul conservării numărului de atom de același fel se numesc coeficienți stoichiometrici, iar ecuația reacției chimice are o dublă semnificație. Cea calitativă, care indică tipul reactanților și a produșilor de reacție și cea cantitativă care exprimă raportul molar a reactanților și al produșilor de reacție. Am observat din reacția prezentată anterior că reactanții, adică substanțele care participă la reacția chimică, au proprietăți diferite față de cele ale produșilor de reacție. Dar ce se întâmplă cu masa acestora? Diferă suma maselor reactanților de suma maselor produșilor de reacție? Și dacă ne imaginăm o balanță și analizăm substanțele care au intrat în reacție masa acestora, observăm că a intrat în reacție un mol de hidrogen cu masa de 2 grame și un mol de clor cu masa de 71 de grame. Oare masa produsilor de reacție va fi la fel din cadrul reacției s-au format două molecule de acid clorhidric, fiecare dintre ele având masa de 36,5 grame de acid clorhidric. Și astfel avem reactanți cu masa totală de 73 de grame, iar masa produsilor de reacție este de 73 de grame. În acest caz, balanța noastră imaginară s-a egalat, este în echilibru. Această demonstrație ne conduce la o, o lege extrem de importantă, legea conservării masei substanțelor, care ne spune că într-o reacție chimică, suma maselor substanțelor care intră în reactanție este egală cu suma maselor substanțelor care rezultă din reacție, a produșilor de reacție. Această lege extrem de importantă a fost demonstrată experimental de la Voazie în 1774 și formulată astfel. În natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Putem revedea legea conservării masei analizând de data aceasta o altă reacție chimică. Este vorba de reacția dintre magneziu și oxigen cu formarea oxidului de magneziu. În acest caz, atomii de magneziu reacționează cu molecula de oxigen și se formează oxidul de magneziu. Dacă pe prima parte a balanței avem doi atomi de magneziu și doi atomi de oxigen, înseamnă că este nevoie, ca și pe celălalt ale a balanței, să găsim tot doi atomi de magneziu și doi atomi de oxigen. Acestea le vom găsi în două particule de oxid de magneziu. Și iată că balanța noastră imaginară este echilibrată prin stabilirea coeficienților chimici. O consecință importantă a legii conservării mase este legea conservării numărului de atomi. Într-o reacție chimică, numărul atomilor dintr-un element care se găsește în reactanți este egal cu numărul atomilor din acel element care se află în produsii de reacție. Să verificăm acest lucru pe reacția prezentată anterior, reacția prin care se obține acidul clorhidric. Dacă în reacție au intrat doi atomi de hidrogen, observăm inițial că avem doar un singur atom de hidrogen în produsul de reacție. Asta înseamnă că nu avem acolo o balanță. Da? Numărul atomilor intrați în reacție nu este egal cu numărul atomilor rezultați din reacție. Identic este și cazul clorului. În reacție intră doi atomi de clor și se obțin în produsul de reacție un singur atom. Este nevoie pentru a egala această reacție chimică, această ecuație chimică, să stabilim coeficientul 2. Și astfel avem în reacție intră doi atomi de hidrogen și vor ieși doi atomi de hidrogen. În reacție intră 2 atomi de clor și regăsim în produs și de reacție 2 atomi de clor. Exersăm stabilirea coeficienților chimici și verificarea legii conservării numărului de atomi pe o altă ecuație chimică, și anume pe formarea apei din hidrogen și oxigen. Dacă în reacție au intrat 2 atomi de hidrogen și 2 atomi de oxigen, regăsim în produsii de reacție doar 2 atomi de hidrogen. Observăm că balanța noastră a atomilor intrați și rezultați este echilibrată doar în cazul hidrogenului. În cazul oxigenului nu avem acest echilibru, deoarece intră doi atomi de oxigen și iese unul singur. Este nevoie în această situație de stabilirea coeficienților chimici. Adică avem posibilitatea să luăm un număr diferit de molecule de apă în produsii de reacție, astfel încât să restabilim echilibrul acestora. Vom pune în fața apei coeficientul 2. În acest moment, asta înseamnă că vom avea 4 atomi de hidrogen care rezultă și 2 atomi de oxigen. De data aceasta, dacă echilibrul este stabilit, în cadrul atomilor de oxigen, observăm că numărul atomilor de hidrogen nu mai este uh, egal. În reactanții avem doar 2 atomi de hidrogen, iar în produsii de reacție avem 4. Deci este nevoie să punem un nou coeficient care arată faptul că vor intra în reacție două molecule de hidrogen. Punem coeficientul 2 și astfel Vom avea 4 atomi de hidrogen și în reactanți. De data aceasta, ecuația mea este una corectă, deoarece au intrat în reacție 4 atomi de hidrogen și au ieșit tot 4 atomi de hidrogen, au intrat în reacție 2 atomi de oxigen și au ieșit din reacție tot doi atomi de oxigen. Pentru obținerea apei la proces participă două molecule de hidrogen, adică patru atomi și o moleculă de oxigen, adică doi atomi. Din reacție rezultă două molecule de apă care conțin patru atomi de hidrogen și doi atomi de oxigen. Pentru obținerea apei la proces participă două molecule de hidrogen, are înseamnă patru atomi și o moleculă de oxigen, adică doi atomi. Din reacție rezultă două molecule de apă care conțin patru atomi de hidrogen și doi atomi de oxigen. Toată această transformare este exprimată prin ecuația reacției chimice, scrisă pe uh, panou, dar și prin reprezentarea moleculară. Observăm că numărul atomilor de hidrogen care intră în reacție este egal cu numărul atomilor de hidrogen care ies din reacție o aceeași egalitate o găsim și în cazul atomilor de oxigen. Continuăm să exersăm modul în care stabilim coeficienția unei ecuații a reacției chimice pe reacția de ardere a gazului metan. În această reacție intră metanul cu formula carbon-hidrogen-4, reacționează cu oxigenul, se obțin din reacție dioxidul de carbon și apa. Avem în tabel Elementele care intră, adică carbon, hidrogen și oxigen, și numărul atomilor din reactant și din produs și de reacție. Observăm că în reacție intră un atom de carbon, iar în produs și de reacție regăsim un atom de carbon. Intră atomii de hidrogen, în reacție intră patru atomi, iar în produs și de reacție găsim doar doi atomi. În cadrul oxigenului au intrat în reacție doi atomi de oxigen și regăsim în produsii de reacție doi atomi în dioxidul de carbon și un atom în molecula de apă. În total avem trei atomi de oxigen. Deci în cazul hidrogenului și a oxigenului, numărul atomilor intrați în reacția chimică nu este egal cu cel găsit în produsul de reacție. Este nevoie în acest caz să restabilim egalitatea prin punerea coeficienților chimici. O modalitate prin care putem este să avem două molecule de apă, punem coeficientul 2 la apă și astfel avem 4 atomi de hidrogen și 4 atomi în reactant și 4 atomi în produsii de reacție. Prin punerea acestui coeficient se modifică și Numărul atomilor de oxigen și avem în acest caz o inegalitate. Au intrat în reacție 2 atomi de oxigen și au ieșit 4. Au intrat în reacție 4 atomi de hidrogen și au ieșit tot 4. Este nevoie să restabilim egalitatea atomilor prin punerea coeficientului 2 la molecula de oxigen. În acest caz, am restabilit egalitatea ecuației reacției chimice prin punerea coeficientului 2 la molecula de oxigen și la apă. Astfel că în reacție a intrat un atom de carbon pe care îl regăsim în produsii de reacție și patru atomi de hidrogen regăsiți în totalitate în produsii de reacție, patru atomi de oxigen pe care îi regăsim și pe ei în produsii de reacție avem scrierea corectă a ecuației reacției chimice de arderea metanului exprimată prin, atât prin modele moleculare cât și prin scrierea acesteia. O altă aplicație este reacția amoniacului cu acidul clorhidric și observăm că în reacție intră o moleculă de amoniac, o moleculă de acid clorhidric și se obține clorura de amoniu. În tabel avem trecute numărul de atomi din fiecare dintre cele trei elemente care participă la reacția chimică. Este vorba de azot, de hidrogen și de clor. În acest caz au intrat în reacție un atom de azot pe care îl găsim în produsul de reacție, 3 plus 1, 4 atomi de hidrogen și pe care îi regăsim în produsul de reacție, un atom de clor în reactanți pe care îl regăsim în produsul de reacție. În această situație, nu avem nevoie de coeficienți pentru stabilirea egalității chimice. Și obținerea clorurii de amoniu este o reacție impresionantă în care două gaze. Acidul clorhidric și amoniacul reacționează și formează o substanță solidă de culoare albă, clorura de amoniu. Altă aplicație este descompunerea cloratului de potasiu. În cadrul acestei descompuneri se obține clorura de potasiu și oxigenul. Verificăm și în acest caz egalitatea elementelor care se găsesc în reactanți și care se regăsesc în produsii de reacție. Observăm că numărul atomilor de potasiu în din reactant și din produsele de reacție este egal, nu avem uh, nicio uh, distorsiune. Identic este și cu în cazul atomilor de clor. Singura diferență pe care observăm este cea legată de atomii de oxigen. În reacție intră 3 atomi de oxigen și se regăsesc în produșii de reacție doar doi. În acest caz pentru stabilirea egalității chimice vom folosi coeficienți astfel încât să intre în reacție șase atomi de oxigen pe care îi vom regăsi în produsii de reacție. Prin punerea coeficienților la cloratul de potasiu și oxigen se modifică în această situație și numărul atomilor de potasiu și de clor. Observăm că în această situație nu mai avem o egalitate între atomii de potasiu intrați în reacție și cei de clor. Deci este cazul să restabilim egalitatea prin punerea unui nou coeficient, de data aceasta la clorura de potasiu. Nu întotdeauna în natură lucrurile decurg exact cum sunt scrise în ecuațiile reacțiilor chimice și nu de fiecare dată avem același număr de molecule necesar pentru a reacționa cu moleculele care se obțin din reacție. Vă propun pentru observarea acestui echilibru pe o aplicație din reacția hidrogenului cu clorul și formarea acidului clorhidric. Înainte de reacție avem 6 molecule de hidrogen și 4 molecule de clor. În conformitate cu ecuația reacției chimice, în reacție trebuie să intre o moleculă de hidrogen și o moleculă de clor pentru a forma două molecule de acid clorhidric. Deci proporția este de 1 la 1. Din această egalitate rezultă că avem mai multe molecule de hidrogen decât sunt necesare pentru a reacționa cu moleculele de clor. Astfel că în produsul de reacție vom găsi 8 molecule de acid clorhidric și două molecule de hidrogen care sunt nereacționate, spunem noi, în exces. Pentru a exersa acest model în care Substanțele reacționează și proporția dintre ele. Avem o altă aplicație și este vorba de reacția dintre hidrogen și oxigen cu formarea apei. Raportul în care reacționează cele două substanțe este: două molecule de hidrogen au nevoie pentru a reacționa de o moleculă de oxigen și vor forma două molecule de apă. Înainte de reacție, avem în vasul nostru 10 molecule de hidrogen și 7 molecule de oxigen. Observăm că proporția dintre ele este de 2 la 1, astfel încât 2 molecule de hidrogen au nevoie doar de o moleculă de oxigen pentru a reacționa. Deci, după reacție, vom regăsi în vasul nostru 5 molecule de apă și 2 molecule de oxigen nereacționate adică în exces. Această aplicație ne poate duce mai departe în studiul stoichiometriei, adică a raportului în care substanțele reacționează unele cu altele. Pentru a înțelege mai bine modul în care reacționează substanțele chimice și proporțiile dintre ele, vom Revedea reacția dintre hidrogen și clor cu formarea acidului clorhidric. În această reacție participă o moleculă de hidrogen și o moleculă de clor cu formarea de a două moleculă de acid clorhidric. Astfel că în vasul nostru, înainte de reacție, avem 6 molecule de hidrogen și patru molecule de clor. Asta înseamnă că e nevoie de un raport de 1 la 1. Se vor forma din reacție 8 molecule de acid clorhidric, iar cele două molecule de clor, hidrogen, vor rămâne nereacționate, adică vor fi în exces. Pentru a verifica modul în care reacționează substanțele chimice, vă propun următoarea aplicație. Avem reacția hidrogenului cu azotul și formarea amoniacului. Astfel că raportul dintre reactanți este următor. Trei molecule de hidrogen vor avea nevoie de o moleculă de azot pentru a reacționa și duce la formarea a două molecule de amoniac. În exemplul nostru, înainte de reacție se găsesc șase molecule de hidrogen și trei molecule de azot. Vor reacționa în raportul prezentat mai devreme, de 3 la 1, astfel că se vor forma 4 molecule de amoniac, iar o moleculă de azot Va rămâne în exces. Înțelegerea reacțiilor chimice care fac parte din viața noastră ne ajută să înțelegem mai bine chimia. Scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice ne va ajuta să înțelegem cum reacționează substanțele, care este raportul în care acestea se combină și numărul de particule care se formează. Aceasta a fost lecția de astăzi. Ne vom revedea data viitoare.